Nu știu, cred că este acasă. Noi încă l-așteptăm aici toți băieții să vină lângă noi pentru că avem nevoie de el. Cu el am făcut cea mai frumoasă performanță de la această echipă și încă sperăm și ne dorim să revină lângă noi. Păi nu l-ați căutat, nu l-ați întrebat, nu l-ați rugat și voi? Sincer, nu am apucat să discutăm cu dânsul, am vorbit doar cu secunzii lui. Le-am transmis și lor că avem nevoie de el și ne dorim foarte mult să vină înapoi lângă noi, dar nu știu, până la urmă este decizia dânsului, el știe ce este mai bine pentru el, dar noi încă sperăm că o să vină lângă noi. Acum nu știu cât apucăm să ne bucurăm de el unii jucători, pentru că mai avem câteva săptămâni și terminăm contractul. Asta vreau să Acum te nu. întreb și pe tine. Și ție ți se termină contractul cu Mediaș? Da, suntem mai mulți jucători la care ni se Cine mai e termină în afară de contractul. tine? Acum nu pot să spun exact cine este. Știu, din ce știu eu, știu Sergiu Buș, că termină Da. și el, restul. Dar știu că sunt mai mulți. Nu știu să ții număr pe toți, dar cred că sunt vreo 7, 8 sau mai mulți jucători care termină contractul. Tu ai fost chemat la negocieri de prelungire? Încă nu am discutat cu nimeni, nu ne-a căutat nimeni pe niciunul. Eu aveam în contract o clauză în care se putea prelungi automat contractul. Deocamdată nu m-a anunțat nimeni nimic. Acum așteptăm să vedem, să clarifice lucrurile. Cred că lucrurile nu sunt cumva bulversate în toată Liga 1. Așteptăm să vedem când începem, nu știm nici asta, sigur. Deci nu se știu prea multe lucruri deocamdată. Dar cum decurg antrenamentele cu secunzii lui Edi și cum vă antrenați efectiv? Te întreb pentru că am văzut că Rapidul deja se antrenează, deși nu-i Hai să voie, fim serioși, nu numai grup. rapid, Și nu numai probabil. Rapid, vorba lui Carmen. Nu, noi am respectat protocolul ce ne-a fost trimis la club, ne antrenăm pe grupe de jucători. Am făcut mai mult alegări, joculeții de 3 contra 1. Nu am putut face mult lucru în echipă, nu i-am putut antrena toată echipa. De parcă ne și Dar ziceai dacă vă antrenați toți. Carmen, mă pui la încercare. Nu, chiar am respectat tot protocolul care ne-a fost impus. L-am respectat în prima oară pentru sănătatea noastră. Ne-am gândit toți la sănătatea noastră. După, dacă alte echipe n-au respectat, nu știu, poate o să fie tras la răspundere. Noi ne-am Neluț, antrenat în da, te rog. grupele care le-am primit de la început. Am primit o listă cu grupele care o să fim pe posturi și am încercat să exersăm așa, dar vă dați seama, nu se pot face multe lucruri. Sperăm ca de săptămâna viitoare sau nu știu când o să întâmple să apucăm să ne antrenăm și toți. Pentru că în scurt timp, dacă rămâne acea dată de 13, o să înceapă campionatul și avem nevoie măcar de 2 săptămâni să ne antrenăm împreună. Tu cu cine ești în grupa de antrenament? Eu sunt cu Hora, cu Bu și cu Sergiu Ciocan. Asta este grupa mea. Crezi că o să arătați, cum am văzut în filmulețe destul de virale în ultima vreme, ca niște curci bete, așa, fără cap, la primul meci? Vă dai seama, pauza a fost foarte mare. Avem nevoie de măcar o lună și 10 zile să ne punem pe picioare, dar cred că fiecare din jucători din Liga 1 s-a antrenat acasă cât a putut și cum a putut.